Bună, bine te găsesc la ziua 50 din seria zilnică de curățări și amplificări energetice pentru banii și bogăția care ne aparțin prin grație divină și ca urmare și ca o consecință a contribuției autentice care suntem noi în adevăr și pe care o oferim tot în adevăr la rândul nostru. Nouă și celor din jur și în jurul nostru, a tot ceea ce există în jur. Curățarea energetică de astăzi este următoarea. Te invit să repeți întrebarea pe parcursul întregii zile, cât mai des posibil, fără și să vezi ce creează și ce revelații îți aduce fără să te încrâncenezi, fără să vii cu mintea, cu idei preconcepute, precum și să asculți această înregistrare de mai multe ori, până când, pentru că, după cum îți spuneam și în alte dăți, curățarea energetică se face în straturi. Deci, cu cât o asculți de mai multe ori, cu atât se curăță mai mult. Așadar, ce idei de vinovăție am în a fi bogat autentic, în a fi bogat în adevăr? Și toate minciunile care vin acum la suprafață, vrei să ne deconectăm de la ele? Și să ne întoarcem în adevăr, aici și acum, în toate dimensiunile, în toate timpurile, în toate spațiile, în toate planetele, toate realitățile, toate locurile. Oriunde este știut cine știut, înțeles sau neînțeles. Câtă ușurință putem avea cu asta? Ce altceva mai e posibil față de ceea ce am ales până acum? Sau ceea ce am acceptat să fie ales pentru noi? Și cum devine mai bine de atât? Sunt Mihaela Păduraru, bioenergoterapeut. Abonează-te la acest canal dacă nu ai făcut-o deja. Like, distribuie materialul acesta precum și alte materiale pe care le găsești pe canal. Toate sunt curățări energetice, inclusiv cărțile audio înregistrate. Ascultă și referințele pe care ți le-am sugerat în descrierea videoclipului, cât și altele care îți atrag atenția. Lasă-mi un comentariu, impresii, sugestii, întrebări. Și îți mulțumesc că întotdeauna sunt recunoscătoare pentru prezența voastră, pentru energia pe care o simt din partea voastră, căldura sufletească și să ne vedem și să creăm cu toții. Să vedem ce lume bogată și în adevăr, cât de mult adevăr și câtă multă bogăție în adevăr putem crea și câtă bucurie putem avea cu asta. Te pup, pe mâine, pa, pa!